de aproape și român de departe, oriunde vă aflați, nu uitați. Și voi sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră. Sunt Mihaela Crăciun și vă aștept la articolul 7 la TVR Internațional. Caută un timp bun pentru povestea noastră ca oameni, ca români. Un timp în care să ne bucurăm unii de alții, să privim cu încredere spre noi, spre țara noastră. Pentru că și tu poți să dăruiești Românie. Vineri de la 21 la TVR Internațional, Carmen Târnoveanu te provoacă să dăruiești Românie. Emisiunea Un Doctor pentru dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, Clinicile Dr. Leahu. Bună seara și bine v-am regăsit! Începe o nouă ediție, Un Doctor pentru dumneavoastră. Ca de fiecare dată, suntem pregătiți cu informații utile și invitați speciali. Nu uitați că vă suntem alături și pe pagina noastră de Facebook, Un Doctor pentru dumneavoastră. Așteptăm acolo comentarii și părerile dumneavoastră, chiar și întrebări sau un like dacă vă place ceea ce vedeți. Și dacă nu sunteți în fața televizoarelor, ne puteți urmări pe canalul nostru de YouTube. Dragilor, dacă aveți întrebări, nu uitați că invitații noștri vă stau de fiecare dată la dispoziție, așa că nu ezitați să intrați în direct cu noi folosind numerele de telefon pe care le vedeți afișate pe ecran. Tema din această seară este cancerul de col uterin. Care sunt cauzele apariției, simptome, factori de risc și metode de diagnosticare și tratament? Discutăm alături de doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă, șef disciplină obstetrică ginecologie în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie, profesor dr. Sârbu din București. Doamna profesor, bine ați revenit alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. Sper să le dăm celor care ne privesc cât mai multe informații utile ca să aveți cât mai puțin pacienți. Foarte bine. Dar până atunci, în România, anual, mii de femei primesc, din păcate, acest diagnostic, cancer de col uterin, și rare ori este depistat în stadii incipiente. Suntem primii în Europa ca incidență și ca mortalitate. De ce credeți că suntem în această situație și nu vrem să ieșim din locul acesta fruntaș, care nu e tocmai un top fericit în care ne aflăm? Acum cred că ar mai trebui puțin reînnoite statisticile apropo de primii ca incidență și ca mortalitate. Aș vrea să fac o referire apropo de Europa de Est față de Europa de Vest. Știm cu toții că agentul principal incriminat în apariția cancerului de col este virusul papiloma, care se știe că este principalul agent patogen în apariția cancerului de col. Există studii statistice care arată că incidența acestui virus a tulpinilor high risk, deci cele care au capacitatea să determine leziuni canceroase, incidența acestor tulpini este, infecția cu aceste tulpini este mai mare în Europa de Est comparativ cu țările Europei de Vest. Și atunci, automat, în Europa de Vest găsim o incidență mai mare a cancerului de col, iar de ce, din păcate, îl diagnosticăm în stadii avansate și atunci ca mortalitate suntem pe primul loc sau pe primele locuri, asta ține de screening și de momentul diagnosticului. Pentru că aici sunt două lucruri unde trebuie să luptăm atât noi medicii cât și pacientele să înțeleagă acest lucru, că trebuie să lucrăm atât la prevenția primară
cât și la prevenția secundară. Când spun prevenție primară, aici vin la subiectul pe care îl știe toată lumea, vaccinarea contra principalului agent patogen și anume papilomavirusul. Știm că inițial campania de vaccinare care s-a adresat tinerilor adolescente cu ani în urmă n-a fost o campanie de succes, însă revine acum cu un virus cu 9 tulpini care ne protejează contra 9 tulpini, 2 low risk, 7 high risk, care acoperă practic înspre 90% din tulpinile care pot să determine cancer de col. Și astfel că dacă am duce o campanie mult mai activă în ceea ce privește vaccinarea și să știți că din punct de vedere al specialității noastre de obstetrică ginecologie, din punctul de vedere al societății române de obstetrică ginecologie, o ducem și încercăm cu toate mijloacele media online să facem femeile să înțeleagă că vaccinul le protejează de apariția cancerului de col, însă nu este suficient numai la medicul de specialitate. Și aici trebuie să implicăm și medicina primară, medicul de familie trebuie să fie mult mai implicat. De ce? Pentru că până la urmă pacientul când vrea să se vaccineze se adresează, să știți, medicului de familie. Exact. De acolo ia informația. De acolo ia informația și de acolo ia și vaccinul gratuit. Practic, mama se poate duce cu tânăra adolescentă la medicul de familie, spune că dorește ca pacienta să-și vaccineze fetița. Nu vorbim de pacientă, vorbim de... Fetița de la ce vârstă? De la 11 ani se poate face, chiar de la 9 ani, vaccinarea. Solicită vaccinul, medicul de familie face comandă și se poate vaccina gratis. Deci trebuie doar puțină informare, informarea părinților, a copiilor. Și cred că nu este greșită informarea la nivelul școlii, pentru că până la urmă de acolo își iau foarte mulți informația. Astfel că trebuie să rupem într-un fel două bariere. Pe de o parte părinții, frica lor de vaccin și de cum se explice fetiței de ce face vaccinul acesta și pe de altă parte corpul medical de la medicina primară până la medicul specialist. Și să știți că tot în sprijinul campaniei de vaccinare în anul 2017 Ministerul Sănătății a scos chiar un ghid exact așa pentru personalul medical pentru vaccinarea contra HPV și acolo în ghid practic sunt toți pașii specificați, inclusiv dialogul pe care să-l poarte cu tânăra adolescentă când vine la vaccinare, să explice de ce face vaccinul, cum o protejează. Deci practic sunt niște pârghii care într-un fel ar trebui să devină regulă. Nu ar trebui noi acum să încercăm să lămurim lumea de ce face vaccinul, la ce e bun atât pacienții, femeile, cât și corpul medical. Și ne întoarcem iar la informație. Cât de importantă este, apropo, îmi spuneați că și părinții au fost un pic reticenți, poate reticenți din cauza necunoscutului. Nu aveau suficiente informații, de aceea suntem și noi aici alături de dumneavoastră să vă dăm informațiile de care aveți nevoie. Doamna profesor, să începem cu începutul. Primul pas. Ce este cancerul de col uterin? Cancerul de col, practic, este o tumoră malignă care se localizează la nivelul colului uterin. Colul uterin, cel puțin porțiunea de exocervix, porțiunea intravaginală, este foarte ușor accesibilă examinării. Și atunci ne punem întrebarea, e ușor accesibilă unui examen ginecologic? Avem metode de screening, că e testul Papanicolaou, de care a auzit toată lumea, sau e screening-ul prin identificarea tulpinilor HPV. Știm agentul patogen, papilomavirusul, știm care sunt tulpinile frecvent incriminate în apariția cancerului de col, cele 12 tulpini frecvent incriminate în apariția cancerului de col. Avem vaccin contra HPV-ului și cu toate astea avem încă un număr destul de mare de cazuri de cancer de col, avem un număr destul de mare de cazuri avansate de cancer de col. Aș vrea să vorbim un pic despre cum tratăm o astfel de afecțiune descoperită într-un stadiu incipient și cum tratăm și care sunt efectele dacă le descoperim în alte stadii. Dar aș vrea să vă întreb înainte de toate, care a fost cel mai tânăr pacient diagnosticat cu cancer de col uterin?
Cea mai tânără pacientă a fost o pacientă de 22 de ani, a cărei debut al vieții sexuale fusese în urmă cu 3 ani. Cancerul de col poate să apară la vârste foarte tinere. Sigur că peste tot se spune că îi trebuie o perioadă de timp de 10-15 ani agentului carcinogenetic, adică HPV-ului, să poată să determine o leziune pe col. Întâi o leziune, îi spunem noi, de gras căzut, care în 70% din cazuri se poate vindeca singură, care apoi să progreseze spre o leziune de grad înalt până la cancer. Dar nu întotdeauna este așa, sunt foarte multe lucruri de luat în considerare, inclusiv imunitatea individului, și nu trebuie neglijat că poate să apară la cazuri foarte tinere. Avem un telefon. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Româna, bună seara, bine v-am găsit pentru prima dată aici la TVR. Cum vă numiți? Scutariu George din Buzău, satul Colțen, comuna Cozieni. Vă deranjez. Nu ne deranjează deloc, doamna doctor este aici, exact, să vă răspundă. A greșit colegii noastre, George Scutariu, nu Costel, în fine, dă-o miel. Am și o întrebare pentru colega dumneavoastră. Invitata mea din această seară, doctor. Da. Bună seara, doamna doctor, îmi pare bine să vă aud. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Eu am o problemă, am 27 de ani, să știți, în partea stângă, mai exact al domenului, mă doare, simt dureri seara când mă culc, adică și la spate și radiază undeva spre față. Ce ar putea fi după dumneavoastră, pentru că tot caut și în spitalele în ziua de azi nu se mai poate merge? Cred că ce-mi recomanda sau ce ar putea să fie? În primul rând să vă spun de ce. Eu, într-adevăr, mai consumam excesiv bere. Cred că putem să... Da. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Bănuiesc, dacă sunteți în asentimentul meu, că ar trebui să meargă să consulte un medic de familie în primă fază. Bineînțeles. Și apoi să meargă către o specialitate. Sigur, specialitatea de obstetrică ginecologie se adresează femeilor. Din păcate nu putem să le ajutăm pe ascultătorul nostru. Bun. Mergem, să știți că mai am un invitat, ne intră alături de noi prin Zoom și se alătură discuției domnul dr. Virgiliu Prunoiu, chirurg oncolog la Institutul Oncologic București, profesor dr. Alexandru Trestioreanu și coordonator al activității de screening pentru cancerul de col uterin pentru București și Ilfov. Bună seara, bine ați venit alături de noi! Bună seara dumneavoastră și doamnei profesor! Bună seara! Am ascultat partea de început a emisiunii. Ne bucurăm că v-ați alăturat discuției. Domnule doctor, dintre toate tumorile maligne, cancerul de col uterin este cel care poate fi totuși controlat și prevenit. Cum putem face lucrul acesta? Știu că dumneavoastră sunteți implicați și într-o caravană care se ocupă cu acest lucru. Da, vreau să vă spun că la numirea mea acum 3 ani de zile la Institutul Oncologic în funcția de coordonator am avut mari probleme din punct de vedere al realizării screeningului în Institutul Oncologic. Practic nu venea aproape nimeni să se investigheze. Și atunci am avut sprijinul și al dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, și al TVR1. Am început o campanie de mediatizare, după care am reușit să facem un parteneriat cu Patriarhia Română. El ne pune la dispoziție voluntar, după care noi începem să mergem în afara Bucureștiului, a rămas în județul Ilfov, și începem să facem investigații pentru examenul Babeș-Papanicolaou în cadrul programului Ministerului Sănătății pentru screening. Am început destul de bine, avem aproape 800 de femei investigate în 2 ani de zile. La fiecare investigație ne ducem și vedem în jur de 40 de femei. Dar, din păcate, a trebuit să ne oprim anul acesta din cauza epidemiei cu COVID. Avem cererea, a aflat lumea de noi, avem alături și televiziunea Trinitas, care a apărut și atât în mediul online cât și la televizor și după aceea știrile s-au difuzat și în cadrul știrilor scrise. Dar încă mai este mult de făcut, pentru că avem cereri și din afara Bucureștiului și din afara Ilfovului, în județele din jurul Bucureștiului, și pe care, din păcate, nu am cum să le ajut, eu coordonând doar activitatea de screening pe București și Ilfov. Domnule doctor, dacă rezultatul testului Papanicolaou indică suspiciuni,
Care sunt următorii pași? Ce ar trebui să facă o femeie? Se adresează, deci rezultatele ajung la medicul de familie sau la medicul ginecolog care a prelevat problemele respective. Este anunțată femeia respectivă, după care se face un bilet de trimitere pentru investigații suplimentare. O să ajungă la doamna profesor, să spunem, sau la colegii dânsei, care vor face, eu știu, colposcopie, biopsie și vor stabili un diagnostic de certitudine în urma investigațiilor suplimentare. Și, bineînțeles, urmează tratamentul. Ce presupune un test de screening? Deci, femeia trebuie să se prezinte. Bine ar fi dacă am putea avea o scrisoare de invitare, reinvitare. Practic, în momentul când femeia respectivă, să spunem, la 24 de ani, între 24 și 65 de ani, primește o scrisoare de ziua ei și este invitată să se ducă la un medic ginecolog să îi fie recoltată secreția respectivă. Investigația durează foarte puțin, trebuie informată în ce constă. Practic, nu doare și probele respective le vor primi secret, deci numai ele vor ști rezultatul. Urmând să dezbată cu medicul de familie sau medicul ginecolog, încotro trebuie să se îndrepte după aceea. Ar fi bine dacă am începe și testarea pentru HPV, pentru că există un program al Ministerului Sănătății și pentru așa ceva, dar din păcate, din punct de vedere al screeningului pe HPV, încă nu s-a dat drumul. Cât de încrezătoare sunt acum femeile care doresc să vină să-și facă testarea în perioada aceasta când încă trăim sub amenințarea virusului SARS-CoV-2? Ce măsuri s-au luat atunci când dorim să ne facem acest test și să nu-l neglijăm totuși? Din luna mai, deci a fost perioada, să spunem, în care în perioada de urgență nu s-au putut face consultații în cabinetele de ambulatori și nici noi nu am putut să ne ducem cu caravana. Din luna mai s-a dat drumul la cabinete și atunci femeile respective trebuie să se prezinte la cabinet. Trebuie făcută programare, trebuie să discute cu medicul de familie sau cu medicul ginecolog. De exemplu, când și-a făcut ultimul examen Babeș Papanicolau, dacă a ieșit bine rezultatul, pentru că legea română a screeningului spune că următorul examen, dacă a ieșit bine, deci nu sunt probleme de sănătate, să se facă la 5 ani de zile. Dacă în această perioadă apar probleme, de urgență să se prezinte la medicul de familie sau medicul ginecolog. Se încearcă programarea. Programările în momentul de față și la noi la cabinete durează un pic mai mult, pentru că trebuie să protejăm atât pacienta respectivă, cât și personalul medical pentru infecția cu COVID. Se face programare și pentru a spația timpii de investigații, nu se mai intră așa ușor din spital. Se fac măsuri de protecție, adică se dezinfectează cabinetele, pacientul trebuie să se spele pe mâini, noi trebuie să avem grijă la fel să nu ne infectăm. Lucrurile merg în momentul de față, dar numai la cabinete de la ambulator, nu mai putem face deplasarea care o aveam noi în cabinetele medicilor de familie din cadrul caravanii în județul Ilfov. Dar trebuie continuat la fel cu mediatizarea și faptul că în momentul de față, chiar dacă este epidemia cu COVID, luăm toate măsurile necesare să nu se îmbolnăvească nici pacienții și nici noi să nu avem de suferit. Avem tot ce ne trebuie, se dezinfectează, cum am spus, suprafețele de examinare, dezinfectanți pentru mâini, măști de protecție, trebuie să poarte și pacienta, noi bineînțeles obligatoriu, eventual și vizieră. Investigația durează foarte puțin, 2-3 minute, după care urmează să se primească acasă rezultatul. Domnule doctor, undeva așa de departe din țările nordice primim o veste bună, faptul că se pot preleva probe pentru testarea HPV chiar de femei acasă. Da, eu știam de câțiva ani de această investigație când am fost în Finlanda la o specializare pe ginecologie oncologică și atât suedezii cât și finlandezii pentru pacientele sau femeile, de fapt, că nu sunt paciente neapărat, care sunt în zone izolate, au inventat un test, se evită astfel ajungerea la medicul de familie sau la medicul ginecolog, se recoltează foarte frumos acasă, fără să fie nevoie de un examen ginecologic. Și Societatea Țărilor Nordice, care se ocupă de screening, spun că au rezultate foarte bune, practic în jur de 70-90% rezultate similare ca și cum le-ar recolta un medic. Pașii sunt ușor de făcut, tamponul respectiv se introduce în vagin, se recoltează,
după care se sigilează și se transmite cu codul de bare către un laborator acreditat. Bineînțeles, într-o săptămână, maxim două, rezultatul este obținut și în funcție de acesta, pacientul sau pacienta se prezintă la medicul ginecolog. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru a discuta, însă, înainte de a încheia, aș vrea să-mi spuneți ce așteptări aveți în continuare de la autorități legate de această caravană pe care o faceți. Mai mult sprijin, în primul rând, pentru mediatizare, mai multă implicare din partea medicilor de familie și să sperăm că se vor face, să vor găsi bani și pentru acele scrisori de invitare, reinvitare, care fie se trimite la Ministerul Sănătății, așa cum a fost programul pentru investigațiile de sânge ale ministrului Nicolescu și care a mers foarte bine, sau de la primării, astfel încât să avem un număr cât mai mare de femei investigate pentru sănătatea lor, pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi. Așa este, ceea ce este un plus. Vă mulțumim tare mult. Din fericire, România are foarte mulți medici buni, atât aici, cât și peste hotare, inclusiv invitații noștri din această seară. Doamna doctor, mă întorc la discuția noastră. Rămăsesem la cauzele apariției cancerului de col uterin. Cauzele, așa cum am spus, știm principalul agent papilomavirusul. Sigur că există o serie de cofactori care fac acest virus să determine leziuni, o leziune de pe col să progreseze spre cancer, și aici poate să existe o coexistență a infecției cu mai multe tulpini HPV. Pe de altă parte, coexistența infecției cu virusul herpes simplex, înainte să fie descoperit HPV-ul, herpesul era virusul incriminat în apariția cancerului de col. O biocenoză, deci un mediu vaginal care să îngreuneze practic vindecarea unei leziuni de gras căzut, și aici la această modificare a biocenozei se adaugă infecțiile vaginale repetate, care au ca principal vector de transmisie calea sexuală, ca și infecția cu HPV. Toate acestea, fumatul, toate acestea e un cumul de factori care practic fac ca o leziune de pe col să progreseze spre cancer de col. Avem un telefon din Italia. Bună seara, bine ați venit alături de noi! Bună seara, ne auzim? Bună seara! Alo, bună seara! Mă bucur să ne auzim, a treia oară a fost cu noroc. Suntem aici alături de dumneavoastră, invitații din această seară, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Da, aș dori să o întreb pe doamna profesor. Mi-a fost depistat un polip pe uter și mi-a fost recomandat să fac o intervenție pentru a extirpa acest polip. Aș vrea să întreb pe doamna doctor ce părere are. Deci, ideea este unde e localizat exact polipul. E în cavitatea uterină sau la nivelul colului? Dacă e în cavitatea, uterină. Atunci este cu totul altceva decât o leziune pe col. Trebuie extirpat, se poate extirpa histeroscopic, foarte simplu. Însă nu neapărat este, adică nu are legătură cu leziunile cervicale, cancer de col. În general, polipii, chiar și dacă sunt din canalul cervical și vedem la nivelul orificiului cervical cum proemină, nu sunt cei răspunzători de apariția cancerului de col. Nu au pe ei un epiteliu care să îți releve o leziune de col. Dar este o intervenție urgentă? Este neapărat de îndepărtat acest polip sau aș mai putea amâna dată fiind această situație particulară? Nu știu ce situație particulară, pentru că infecția COVID o să fie probabil o perioadă mult mai lungă, deci dacă trebuie să-l îndepărtați, trebuie să-l îndepărtați. Vă mulțumim tare mult și multă sănătate! Doamna profesor, dintre cele enumerate, care este cea mai frecventă cale de transmitere? A infecției HPV este calea sexuală. Deci, clar, sigur că se poate transmite, în special tulpinile cu risc căzut și prin haine, obiecte contaminate.
dar calea principală de transmitere este calea sexuală. Și așa cum spunea colegul nostru de la Institutul Oncologic, cred că trebuie puțin, pentru a merge programele de screening, trebuie să aplicăm exact reguli cum sunt în afară. Pacienta primește o scrisoare, trebuie să se prezinte la medic pentru a efectua screening-ul așa cum este stabilit la nivelul statului respectiv, pentru că altfel, dacă nu efectuează screening-ul și asigurările medicale, trebuie să deconteze actul medical diferit în funcție de o femeie care respectă screening-ul așa cum trebuie, față de alta care nu se duce la medic decât în momentul în care naște sau poate chiar în expulzie. Pentru că, să știți că, sigur, eu am colegi tineri pe care îi trimit în caravanele de screening pentru cancer de col în cele mai îndepărtate, au fost și în Delta, și-au stat și-au dormit în condiții nu tocmai propice, 2-3 nopți, și vreau să vă spun că rezultatele de Papa Nicolau, care au ieșit modificate, am încercat să luăm legătura cu pacientele, le-am informat ce au de făcut, li s-a spus că tot ce urmează, șirul de investigații după, nu costă absolut nimic, se face nu fără, nu implică nimic din punct de vedere financiar. Multe dintre ele, să nu credeți că răspund pozitiv, rămân doar cu un rezultat de care uită, nu răspund apelului telefonic. Le este teamă de ceea ce ar putea urma? Nu știu dacă neapărat din teamă. Din teamă, din ignoranță, un amestec de factori care, din păcate, își pune amprenta pe, ce spuneam, statistică, pe stadiile în care este descoperit cancerul de col, pentru că într-un fel este rata de supraviețuire, rata de recidivă când avem de-a face cu tumori mici care încă nu au depășit limita colului, nu au invadat țesuturile din jurul colului, din jurul uterului, din jurul vaginului, vaginul, nu au invadat ganglionii limfatici în care drenează colul, nu au invadat organele vecine, vezica, rectul. Și atunci asta trebuie să înțeleagă, pentru că există vindecare în stadii incipiente, pe când în stadii avansate de multe ori ajungi să faci chirurgie de mare amploare în care scoți nu numai organele genitale, dar și organele vecine, știu, vezică sau rect, exenterații pelvice, însă cu o rată de supraviețuire foarte mică. Am vorbit un pic așa despre cauzele apariției. Aș vrea să le spuneți celor care ne urmăresc și poate să ridicăm un semnal de alarmă asupra semnelor și simptomelor. Cancerul de col, în momentul în care dă semne, sângerare, durere, este un pic cam târziu, adică este într-un stadiu avansat. Vorbim de o tumoră mare care sângerează spontan, sângerează la contact, determină menstruații abundente. Vorbim de tumori cu diametru de peste 2 cm și de aici înseamnă un stadiu avansat. Pentru a-l surprinde în stadii incipiente, singura alternativă este screening-ul. Toate metodele de diagnostic, cum spunea și domnul doctor, colposcopia, biopsia, dacă vezi o leziune care îți ridică suspiciuni, pentru a-l surprinde în momentul în care nu se vede cu ochiul liber, macroscopic, este în stadiu preclinic și atunci automat ai o rată foarte bună de supraviețuire, sau când tumorile sunt mici, sub 2 cm. De ce insist pe această limită de 2 cm? Pentru că cu cât crește dimensiunea tumorii, cu atât rata de a invada organele vecine și ganglionii limfatici este mult mai mare. În momentul în care invadează ganglionii limfatici de la nivelul pelvisului, rata de supraviețuire scade, pentru că putem spune că a depășit barierele organului în care s-a dezvoltat, adică a colului uterin. Astfel și atitudinea terapeutică este diferită, secvența terapeutică este diferită, pentru că în arsenalul nostru terapeutic pentru cancerul de col avem chirurgia, avem radioterapia, chimioterapia de radiosensibilizare, iar această stabilirea secvenței terapeutice este în funcție de stadiul bolii. Asta
vă propun să discutăm acum, în funcție de stadiul bolii, care sunt variantele de tratament? În momentul în care tumora, avem de-a face cu tumori de 3, maxim 4 cm, putem merge ca prim mijloc terapeutic cu partea chirurgicală. În momentul în care tumora invadează țesuturile din jurul colului, din jurul uterului, atunci trebuie puțin să schimbăm secvența terapeutică, să apelăm întâi la radioterapie cu chimioterapie urmată de partea chirurgicală. Revenind la partea chirurgicală, și aici tratamentul este nuanțat. Este nuanțat în funcție de dimensiunea tumorii. Avem tumorile sub 2 cm, deci asta înseamnă stadiul 1A, 1A1, 1B1, 1B2. Cu șanse de supraviețuire? Cu șanse de supraviețuire 98%, în care atitudinea terapeutică este extrem de ușor de suportat de către pacientă, pentru că tratamentul se poate face minim invaziv, adică fără tăietură pe burtă, pe cale laparoscopică sau robotică. Este și ultimul studiu al Societății Europene de Obstetrică Ginecologie spune foarte clar că, indiferent de calea de abort, minim invaziv sau clasic, în tumorile sub 2 cm avem aceeași rată de supraviețuire și de recidivă. Deci putem, pentru că au fost o seamă de debate-uri în lumea medicală apropo de chirurgia minim invazivă în cancerul de col, putem spune că tumorile sub 2 cm se pot trata minim invaziv. După aceea, dacă vorbim de o tumoră în stadii incipiente, la fel trebuie să vedem care este dorința pacientei, ce vârstă are pacienta, are sau nu are copii, și-a terminat perioada de procreere sau nu. Dacă pacienta este foarte tânără, nu are copii, atunci trebuie să încercăm să-i oferim un tratament care să aibă și viză să fie curativ din punct de vedere oncologic și să respecte toate regulile unei operații oncologice, dar în același timp să-i oferim și șansa să poată să aibă copii, să poată să procreeze. Ce e foarte important. Este foarte important pentru că, spuneam, apare la vârste tinere, iar femeile, ați văzut că își amână din ce în ce mai mult vârsta la care să aibă un copil și nu putem să îi punem un tratament radical pe masă în care să-i spunem nu o să mai ai niciodată copii sau eventual nu o să mai ai nici menstruație, indiferent dacă lăsăm ovarele pe loc datorită radioterapiei pe care o să o urmeze. De aceea prevenția face diferența, mai ales în oncologie. Domnule profesor, sunteți primul chirurg ginecolog și femeie care a introdus în România chirurgia robotică ginecologică prin intermediul platformei Da Vinci. Spuneți-ne mai mult despre asta și spuneți-ne, vă rog frumos, de ce nu puteți să o folosiți atât de des pe cât v-ați dori? Revenind la diagnosticul în stadii incipiente, ca să putem, chirurgia robotică, chirurgia laparoscopică, poți să o folosești dacă diagnostichezi cancerul în stadiul în care tumora are sub 2 cm. Sigur că nu o putem folosi atât de des cum ne-am dorit, pentru că tumorile de multe ori sunt diagnosticate în stadii avansate. Când sunt tumori mari, de 4 cm, când face înainte radioterapie, când au invadat peretele vaginal. Însă în momentul în care îl diagnostichezi în stadii incipiente, poți să-i oferi pacientei avantajul chirurgiei minim invazive, pentru că este un avantaj extraordinar. În maxim 12 ore de la operație, pacienta să-și poată relua activitatea, să nu aibă dureri postoperatorii, să poată să fie reintegrată din punct de vedere social foarte repede, în 7, maxim 10 zile după intervenția chirurgicală. Practic îi oferi și din punct de vedere psihologic. Și pentru emoțional. Și emoțional, dacă nu vezi o tăietură mare, automat ai impresia că și operația e mică, deși nu este chiar, nu este deloc așa. Ea are anvergura unei operații oncologice. Trebuie să respecti principiile chirurgiei oncologice.
Însă... Deci e important de reținut faptul că depistat în faza incipientă, cancerul de col uterin se poate vindeca. Se poate vindeca. Iar pacienta își poate continua viața normală. Aș vrea să mai povestesc un pic despre activitatea dumneavoastră profesională, care reunește întreaga arie de tehnici chirurgicale, da? De la chirurgie robotică la abordarea minim-invazivă laparoscopică, chirurgia vaginală clasică și tehnici ce vizează domeniul rezervat oncologiei ginecologice, tratament chirurgical al cancerelor din toată sfera genitală. Dumneavoastră și soțul dumneavoastră sunteți singurii care faceți lucrul acesta în România. În ceea ce privește tratamentul minim-invaziv al cancerului de col cu prezervarea fertilității, deci să faci o intervenție conservatoare în așa fel încât pacienta după aceea să aibă copii și în același timp să o și vindeci de boală, de cancer, da. Prima trașelectomie am efectuat-o în 2006 pe cale vaginală împreună cu profesorul Brătilă. Apoi eu am continuat în anul 2014 să efectuez acest tip de operație și pe alte căi minim-invazive, adică pe cale laparoscopică, total laparoscopică. Iar acum, datorită faptului că avem robotul Da Vinci în România, pot să spun că sigur sunt singurul din țară care face această intervenție cu robotul Da Vinci și nu este într-un fel foarte ciudat că sunt singurul din țară. De ce? Pentru că în general nu sunt mulți în lume care operează cancer de col cu prezervarea fertilității, deci astfel încât pacienta să rămână însărcinată după intervenție cu robotul Da Vinci. În primul rând, intervențiile conservatoare pentru cancer de col impun anumite cunoștințe, atât din punct de vedere chirurgical, cât și din punct de vedere să cunoști boala, să știi ce trebuie să faci corect pentru pacienta respectivă. Iar apoi, dacă ne adresăm căilor minim-invazive, fie vaginală, laparoscopică sau robotică, nu este foarte simplu să faci o operație extrem de minuțioasă prin, știu, 3 incizii de jumătate de centimetru sau pe cale vaginală. Diferența între calea vaginală și calea laparoscopică sau robotică este că poți cu minuțiozitate mult mai mare să realizezi fiecare pas atât al limfadenectomiei pelvice, cât și al operației de trașelectomie radicală, astfel încât poți să-ți faci, spun eu, un tailoring, să vezi cât scoți din fiecare parte a țesuturilor înconjurătoare din jurul colului și vaginului în funcție de stadiu, astfel încât să poți să-i oferi o pacientei atât curabilitate din punct de vedere al cancerului, dar și un prognostic bun pentru o viitoare sarcină. Sunt două lucruri pe care trebuie să le iei în considerare în momentul în care pornești la acest tip de chirurgie. Deci, iată, sunteți singura din România și printre puținii din lume care mânește cu artă brațele acestui roboțel chirurgical. După finalizarea tratamentului de cancer de col uterin, care sunt șansele de recidivă? Șansele de recidivă variază în funcție de stadiu. În momentul în care vorbim de tumori de 1-2 cm sau pe care nu le vedem cu ochiul liber, atunci rata de recidivă este sub 2%. În momentul în care dimensiunea tumorii crește și spuneam rata de invazie a țesuturilor din jur este, cu cât este mai mare, cu atât riscul de recidivă este foarte, crește exponențial cu dimensiunea tumorii. De aceea trebuie foarte bine să judeci secvența terapeutică, conduita terapeutică. Spuneați de ce sunt, totuși nu sunt foarte multe cazuri, spre exemplu, care n-au copii, au cancer de col și ai vrea să-i faci o operație conservatoare. Pentru că de multe ori îi explici pacientei că vei face operația conservatoare, dar primul pas al acestei intervenții este să verifici dacă ganglionii în care drenează colul uterin
sunt negative, adică sunt liberi de boală. Dacă acești ganglioni se dovedește în timpul intervenției că sunt pozitivi, atunci nu mai poți să faci o operație conservatoare și atunci nu mai poți să prezervezi uterul, astfel încât pacienta să rămână însărcinată. Pe de altă parte, spre exemplu, dacă ai o pacientă tânără care nu are copii, însă este într-un stadiu în care trebuie să facă la început, spre exemplu, radioterapie, că e un stadiu avansat, poți să ai grijă de fertilitatea ei crioprezervând ovocite. Dacă este căsătorită, conservând embrioni și astfel poate când va hotărâ să obțină o sarcină, poate să obțină o sarcină cu mamă surogat. Deci, practic, se găsesc alternative terapeutice. Poți, înainte de radioterapie, să spunem noi să facem transpoziție de ovare, să urcăm ovarele un pic mai sus pentru a le scoate din câmpul de radioterapie, astfel încât razele să nu distrugă țesutul ovarian, care este foarte sensibil la radiații. Lucrurile trebuie foarte bine gândite. Trebuie să le oferim pacientelor cea mai bună opțiune și acest lucru se face nu de unul singur, se face cu o echipă oncologică în care este un radioterapeut, un chimioterapeut, un anatomopatolog, un chirurg de chirurgie oncologică și toți iau cea mai bună decizie pentru pacienta respectivă. Pentru că vreau să subliniez un lucru, nu neapărat cancerul de col, dar în general în ginecologie, patologia oncologică ginecologică trebuie operată, dacă vorbim de operații, de către medicul care are supra-specializare în oncologie ginecologică și întotdeauna cazul ajunge să urmeze o anumită secvență terapeutică după ce este consultată această echipă oncologică multidisciplinară care încearcă să ofere cea mai bună conduită terapeutică pacientei respective. Deci, practic, tratament și intervenție personalizată. Exact. Cum dați această veste? Vestea trebuie să o spui foarte sincer, într-un fel foarte franc, dar cu empatie față de pacient. Nu trebuie să ascunzi niciodată diagnosticul, trebuie să-i spui care sunt șansele de supraviețuire, trebuie să-l încurajezi că va avea un drum mai lung sau mai scurt de urmat în toată secvența terapeutică, ce alternative poți să-i oferi și trebuie să fii foarte sincer dacă există o alternativă terapeutică pe care tu nu poți să-i oferi, trebuie să faci referă, trebuie să o trimiți exact în locul unde primește cea mai bună, cel mai bun tratament. Pentru că la prima vedere ți se pare simplu, pot și eu, dar în momentul în care un pacient vine cu recidivă, lucrurile se complică atât pentru tine cât și cu pacient. Și când ai recidive, deja lucrurile, la un moment dat, nu mai vrei să faci partea asta de oncologie ginecologică, unde nu este o joacă. Într-adevăr, așa este și aș vrea să ne spuneți mai multe despre tipurile de cancer de col. Sunt, bineînțeles, din punct de vedere histopatologic, deci cum analizează anatomopatologul în laborator, sunt mai multe tipuri, dar aș vrea să pun accent pe două categorii și anume cancerul squamos, care apare pe colul pe care îl vedem noi în vagin la cea mai simplă examinare ginecologică și cancerul de endocol, adenocarcinomul care apare înăuntru canalului cervical, care nu este ușor unei examinări ginecologice de a fi evidențiat la simpla examinare. Câteodată și Papa Nicolau poate să-ți ofere ca și cum ar fi o leziune de gras căzut sau niște celule atipice de semnificație nedeterminată și să nu te ducă cu gândul că ceva înăuntru colului mocnește și poate este chiar un cancer. Și nu este rar la femeile tinere. Și aici specialistul trebuie să știe că există anumite tipuri, anumite tulpini de HPV care determină mai frecvent cancer în canalul cervical, cancer de endocol și aici vorbim de tipul 18. Și în momentul în care ai o pacientă cu un Papa Nicolau modificat,
care nu ți se corelează cu ceea ce vezi tu cu ochiul liber, cu ceea ce vede specialistul la colposcopie, atunci trebuie să investigheze endocolul și corelat cu ce tulpini îți ies la tipajul HPV să te ducă cu gândul că ceva în canalul cervical este în neregulă. Și aici când vorbim de adenocarcinom, de endocol, iar conduita terapeutică este foarte un pic mai specială, în sensul că dacă vorbim de operație conservatoare, dacă pacienta nu are copii, abordul ăsta de care spuneam, minim invaziv laparoscopic sau robotic, oferă cea mai bună alternativă de a realiza operația conservatoare, bineînțeles, dacă se pretează, dacă nu e răspândită boala la ganglion. Exact, în acel stadiu incipient despre exact. Care vorbeam, stadiul ideal în această situație. Iar pe de altă parte, în momentul când vorbim, când boala este mai avansată, cancerul de endocol chiar pune anumite probleme intraoperatorii și trebuie să știi ce este cel mai bine de făcut și pe ideea de tailoring, deci cât să scoți din țesuturile din jur, este foarte important, pentru că în felul ăsta îi asigur pacientei un interval cât mai liber de boală, deci scazi cât mai mult rata de recidivă. E posibil că acești, cum ați spus dumneavoastră, la HPV sunt niște, să zicem, factori 18-16, să apară și să dispară, adică să-mi facă Papa Nicolaul, să fie ceva neregulă, să-l refac peste 6 luni și să fie bine, corpul, cumva imunitatea, să lucreze în direcția aceasta? În momentul în care Papa Nicolaul este modificat, cea mai, să zic așa, ușoară modificare sunt celule squamoase atipice cu semnificație nedeterminată. Pacientele, majoritatea știu, ascuți prescurtat. În momentul acela ai trei alternative. Una, faci tipaj HPV. Dacă tipajul HPV este negativ, pacienta își repetă Papa Nicolau peste un an. Dacă tipajul HPV este pozitiv, cu tulpini cu risc înalt și în special 16 și 18, atunci trimis pacienta către examinarea colposcopică să vadă dacă nu cumva este o leziune pe col, sau poți să-i faci pacientei direct colposcopie ca să vezi este o leziune pe col sau nu. În momentul în care apar tulpinile 16 și 18, statistic și studiile spun că capacitatea organismului uman de a face clearance-ul acestor virusuri, de a se curăța de aceste virusuri, este mai mică comparativ cu celelalte tipuri HPV de risc înalt. Și atunci aceste paciente trebuie urmărite mult mai îndeaproape, cu un arsenal de urmărire mult mai variat, ajutate cu tratamente locale, antivirale sau de stimularea imunității, pentru a ajuta organismul să elimine virusul din organism. Sigur că imunitatea este principalul factor care ne ajută în bătaia cu virusurile și în cazul virusului papiloma este același lucru. Imunitate, care este imunitate de tip celular, și nu este peste tot la toți oamenii la fel, și mai mult decât atât, pacienta trebuie să înțeleagă că dacă are o leziune pe col și noi o scoatem, da, ca să în ideea de a vindeca leziunea, asta nu înseamnă că am vindecat neapărat și infecția cu HPV, pentru că virusul poate să rămână activ în straturile profunde ale epitelului cervical. În 30% din cazurile în care excizezi o leziune de pe col, infecția HPV poate să rămână activă. Ia, și există o categorie de paciente la care riscul de a rămâne infecția activă este mai mare. Este pacienta de, categoria de paciente unde există infecție cu virusul 16-18, tulpina 16 și 18. Să spunem celor de acasă, sunt cumva cele mai temute, nu? Tulpin. Da, și cele mai frecvent identificate în leziunile de cancer de col, și categoria unde există coinfecție cu mai multe tulpini. Și atunci organismului este mai greu să realizeze vindecarea de HPV.
Cum ajutăm organismul în acest proces de vindecare? Ce putem să facem? Putem să luăm stimulatoare de imunitate pe cale orală. Vă spuneam, există tratamente și cu topice locale. Avem și noi pe piață produse cu aceste tratamente. Și făcând o paranteză, există și la noi în România kituri de self-sampling pentru HPV și pacientele pot să se autotesteze pentru infecția de unde și cu le pot HPV. Procura? Există o firmă care le-a, cred că dacă caută, sigur găsesc de unde să le procure și pot să-i atragă atenția dacă este ceva în neregulă sau nu. Însă trebuie să găsim un echilibru între această testare și acest screening HPV, că de multe ori ne poate duce spre un overdiagnosis, adică să folosim prea multe mijloace de diagnostic fără să existe într-adevăr o leziune. De aceea toate aceste metode de screening, că e Papanicolau, că e HPV, ele trebuie folosite combinat de la caz la caz. Pentru că nu trebuie să uităm că 90% din femei au la un moment dat o infecție HPV de-a lungul vieții, nu înseamnă neapărat că vor face cancer. 10% din infecțiile cu HPV risc crescut ajung să determine leziuni cervicale și dintre acestea 1% ajung să dea cancer de col. E foarte important să ne testăm, revin la testare, e foarte important poate ca părinții să fie informați și următoarea generație de femei să nu se mai prezinte cumva la cabinet cu astfel de probleme. Ce ar trebui să facă o femeie care își dorește să rămână însărcinată? Ar trebui să facă aceste teste, să verifice? Sigur, așa cum e recomandat. Sunt teste de screening, normal ar trebui să le aibă înainte de a obține sarcina sau la momentul în care se confirmă sarcina se poate face un test Babeș-Papanicolau. Nu de puține ori au fost depistate leziuni de grad înalt sau chiar cancer de col la femei însărcinate și atunci tragedia este mult mai mare pentru că dintr-o dată vorbim nu numai de pacientă, vorbim și de sarcină, de făt. Iar conduita este extrem de fragilă și nuanțată pentru că nici nu avem foarte multe trialuri la nivel internațional care să ne spună, da, sigur, faci așa că șansa de supraviețuire e bună pentru mamă, e bună și pentru făt și atunci trebuie foarte bine explicat pacientei pentru că primul impact poate să fie, pe mine nu mă interesează, vreau sarcina asta cu orice preț, ca la următoarea consultație să schimbe complet atitudinea și să spună nu vreau să trăiesc, este cel mai important pentru mine să fiu sănătoasă. E o situație delicată, e greu de ales și este minunat să nu ne aflăm în această situație. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Aș vrea să transmiteți un mesaj femeilor și fetelor care ne urmăresc acum. În primul rând, trebuie să transmitem un mesaj părinților să fie mult mai receptiv la vaccinarea tinerelor fetițe pentru că, din punct de vedere social, comportamentul sexual, lucrurile au, nu știu dacă neapărat cuvântul este evoluat, s-au schimbat. Și atunci trebuie să le oferim o siguranță mult mai mare, trebuie să fie sănătoase, ca să poată să procreeze la vârsta la care își doresc. Studiile sunt clare. În țările în care vaccinarea a mers foarte bine, incidența a scăzut foarte mult. Incidența cancerului de col a scăzut foarte mult. Și atunci, părinții, de ce sunt totuși atât de temători? Am întâlnit situații în care au ales să nu-l facă. Poate pentru că nu știu să explice copiilor de ce trebuie să facă acest vaccin. Dar, bun, dacă nu sunt receptivi părinții, pot să fie receptive tinerele femei. Nu există neapărat până la 20 sau 30 de ani pot să mă vaccinez. S-a dovedit că poate să se vaccineze chiar și până la 40 de ani, cu mențiunea că
la rata de imunizare și titlul de anticorp este mult mai bun dacă vaccinarea se face la vârste tinere. De aceea, inițial s-a pus un anumit cutoff al vârstei, pentru ca apoi să spună, da, dacă ai 40 de ani și vrei să te protejezi, poți să faci acest vaccin. S-a pus această limită de vârstă și datorită imunității mult mai bune dacă faci vaccinul la vârstă tânără, dar și datorită ideii că după aceea comportamentul sexual devine cu un partener unic și atunci rata de infecție HPV este mult mai scăzută. Lucrurile, spuneam, societatea tot timpul are, într-un fel își modifică în permanență regulile și nu trebuie adaptat în funcție de la țară la țară. Nu putem neapărat să transpunem, să zic eu, modelul Australiei sau al țărilor nordice la noi. Este cu totul altceva. Vă mulțumim tare mult pentru toate informațiile oferite și atunci când mai aveți timp, vă așteptăm oricând alături de noi și de telespectatorii noștri. Și așa cum spun mereu, cea mai frumoasă femeie este femeia sănătoasă. Sănătoasă și iubită și să se iubească ele însele. Dragilor, atât pentru întâlnirea din această seară, dar ne vedem și mâine. Vom vorbi despre osteoporoză și despre cât de fragile sunt oasele noastre. Rămâneți cu Telejurnal și cu TVR Internațional. Sunt Irina Mohora și ne vedem mâine seară. Nu încheiem însă fără a mulțumi și partenerilor noștri Hofigal, Dermavital și clinicilor Dr. Leahu pentru sprijinul pe care ne-l oferă în realizarea acestei emisiuni, ca să vă putem fi alături seara de seară. La revedere și ne vedem în curând! Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, clinicile Dr. Leahu.